Pentru acest an, municipiul Deva va avea un buget de peste 430 de milioane de lei sau mai mult de 80 de milioane de euro. Conform primarului municipiului Deva, Florin Oancea, bugetul pe 2022, pe care edilul șef al reședinței de județ îl vede drept promițător, este aproape dublu față de cel de anul trecut. Arată promițător, este mult mai mare bugetul pentru anul 2022 față de cel din 2021, mai bine zis, o creștere cu 45,3% în 2022 față de bugetul pe anul 2021. Este într-o sumă totală, mă refer la bugetul general al municipiului Deva pe anul 2022, de 433,8 milioane de lei noi, adică 86,6 milioane de euro. Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a precizat că mai bine de jumătate din bugetul de pe acest an al urbei de la poalele cetății va fi destinat pentru investiții, considerând acest aspect drept unul foarte important. Ceea ce este foarte important, că din acest buget general pe anul 2022, deci din cele 86,6 milioane de euro, 50,3% alocăm pentru investiții. Cred că aceasta este vestea cea mai bună pe care o pot da devenilor. Deci, mai mult de jumătate din bugetul pe anul 2022 va merge pe investiții. Bugetul general al municipiului Deva pe anul în curs va fi supus spre aprobarea consilierilor locali în data de 10 februarie, adoptarea lui în structura actuală fiind practic o formalitate.